zona Bărăganului, zona ce ține de Ialomița, ce ține, va fi irigabilă 100%. Nu va mai avea, practic, secetă pe acea parte. Sau secetă, va fi, dacă va fi, va fi cu condiția că, adică, se poate iriga. Avem disponibilitatea asta de a se iriga. Iar apa curge la vale, acum curge în mod clar, curge absolut degeaba. Ea trebuie valorificată, apa de acolo.